Acum înțeleg eu, băi, babulu, de ce zice ție că ești cel mai prost din sat, băi. Păi, ești eu primul la ceva, domn deputat. Băi, acum trecurem și noi la uninominal, băi. Trebuie să fim pe aici, pe-n comună, mai des, băi. Mai iau și eu o brânză, un ou, un miel, ha? Adică ați venit să vedeți de ce nevoie mai au oamenii. Exact. Ce crezi că mi-a zis zilele trecute domn președinte de la partidul nostru? Ce, băi, du-te în sat. Așa. Și dacă îl convingi pe-l mai prost din comuna aia să te aleagă iar la alegerile viitoare, așa, înseamnă că el altor să te voteze în bloc. Nu mai votăm la școală, votăm la bloc. Aoleu. Nu mă, cum să-ți explic eu ție? Adică or să mă voteze masă. Adică stați la masă cu noi. Bă, nu mă mai mir, bă, chiar ești cel mai tembel din satul ăsta. Păi cum să te conving eu pe tine ca să mă alegi și la alegerile viitoare care bate la ușe? Ușor, domn deputat, ușor, mă convingeți ușor că n-am mai băut o țuică de 2 luni. Bă, babulă, atunci o luăm mai ușor așa. Da. Tu știi ce e la un deputat, mă? Pe... Ia zi. Un deputat e îl mai prima, e îl din așa, tâi. Așa, așa. Care minte. Așa. Cum bă așa, bă? Păi nu v-am promis eu că vă asfaltez drumurile? Ba da. Păi nu v-am promis eu că bag curent electric? În... Ba da. Că vă bag canalizare? Ba da. Că vă bag cablu? Ba da. Păi și-am făcut ceva din toate astea? Nu. Păi sigur că nu. Că dacă le făceam la viitoarele alegeri, ce vă mai promiteam eu vouă? Bă, degeaba... Hofă! Degeaba ți se spune ție că ești cel mai prost din seamă. Deci, bă, da la televizor, eu ies în fiecare seară și mă lau că am făcut toate astea? Da. Da? Da. Și v-am făcut? Nu. Deci, eu cunosc toate atribuțiile pe care să le îndeplinească un deputat, nu? Da, Acum mă alegi, la anul? Nu. Cum să-ți vorbesc eu ție ca să mă înțelegi? Deci tu crești de-astea, vaci, boi, nu? Deci ești un fel de deputat la boi, nu? Da, dar pe mine nu boi m-au ales ca pe tine. Bine, să zicem așa, și la boi tăi, la vaci, ce le promiți ca să ajungi un deputat la oi și la vaci? Le promiți că le bagi internet în grajd? Le promiți că o să le mulci pe web? A? Ai înțeles? Dar cum să fac eu trăznăi de astea, domn deputat? Cum am să adun eu virusii de pe internet și am să le bag în animale să poată așa ceva? Stai, că nu-i bag, nu mă iau eu după dumneavoastră. Chiar pe-l mai prost l-am nimerit și eu. Bă, babulă, tu la televizor te uiți, mă? Mă uit. Așa. Și ce vezi acolo la televizor? Nimic. Cum nimic? De ce nimic? Dacă n-are curent. Cum n-are curent, mă? Păi n-are curent, că dumneavoastră ne-ați promis că ne băgați curent, dar a rămas numai cu curentul râului. Mă rog, să zicem că avem. Așa. Păi dacă ai avea curent, tu te-ai uitat seara și tu la talk show-urile astea. Nu. Adică eu sunt prost destul. Ce să mă mai uit, să pierd vremea să mă mai prostească și alții. Băi, babulă, cum să te mai iau eu pe tine, ce trebuie să fac eu ca să mă aleg și la anul deputată? Păi, cum să vă zic eu, să mă alegeți, să-mi dați fata dumneavoastră și jumătate de împărăție. Acum ce facem, bă? Intrăm în lumea basmelor. Păi de-aia ne-a zis, mata, că vine campania electorală de basme. Nu începe sezonul de povești? Haide, sezonul de povești. Haide, bă, acasă. Sănătate.